на этом, он на ту пошел. Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău. Multe magazine de bijuterii. Cam toate instituțiile statului pe aici, pe bulevardul ăsta. Dar e greu cu parcarea. Sky Tower. Am aflat aici, apropo de Orange, că telefonul cu cartelă îți funcționează doar dacă suni pe cineva mai întâi. Dacă nu suni, nu se activează cartela. Și pentru că eu nu știam pe cine să sun, mi-a luat un pic până am rezolvat. McDonald's. Și șmecherilor pe aici cu BMW-uri. Semințe, chestii, nuci. Aici cred că e reședinția, ceva, nu știu ce e. Кафе, кисти. Parc, ne mai liniștim.
frumos și îngrijit parcul. Dar micuț, foarte mic. Deci nu știu ce e, o capelă, o chestie. Magazin bisericesc, clăpotnița catedralei. A, deci aici e catedrala. Frumos. Slujba în limba română. Părumbeii care fac mizerie. Ce un monument. Vechi, primul război mondial, cred. Acolo e Arcul de Triunf, cred. Ajungem și acolo. Merg roțile astea de bâlci lângă monumente, dar să zicem. Vaporul trebuie distrat. Moldoveancă combinată cu un chinez. Я бы не
Ferris Wheel by Chișinău. Scrie nimic pe monumentul ăsta. Scrie în ceva în rusă, cred. Arcul de Triumf 1846, restaurat în 1973. Ok. Aici cred că a fost târgul de Crăciun și a rămas în continuare. Momentan ne întoarcem. Poate vedem mai multe mâine. Traficul e greu. Ca să fiu elegant. Da, e totuși, cel puțin în zona asta, e ordonat. Sunt semafoare cu timer, cu cât de cât sincronizate. Dacă intri pe străduțele laterale, fii pregătit să stai mult pe acolo. Foarte multă lume pe centru, pe aici, pe bulevardul ăsta, cred că e tot Chișinău aici. Este o piață. Găsești de toate aici. Bucuria. Cârnați. Fructe. Până acum e târziu. Deja s-au închis multe chestii. Uite aici aia cu sucul de rodii. Baza e că n-am bani decât românești. Hai să întrebăm, să vedem dacă vedești noi. E suc de rodii ăsta, nu? Da.
Ok. Și de unde le aduceți pe astea? Din ce țară? Din Turcia. Din Turcia? Ok. Hai să vedem.